Thank you.
seara, stimați spectatori, bună seara, stimați telespectatori și bine ați venit la spectacolul nostru intitulat sugestiv din Lada de Zestre a Dobrogei. Veți urmări un spectacol inedit, filmat de televiziunea Inedit și aș vrea să-i mulțumesc pe această cale și vă rog să-i oferiți câteva aplauze celui care este patronul acestui post de televiziune, domnul Marin Cornea, cunoscut interpret de muzică populară, care a ținut să vină special și este undeva la pupitru în spatele scenei pentru a coordona întreaga activitate. De ce un spectacol de Lada de Zestre a Dobrogei? Pentru că vrem să arătăm că Dobrogea are folclor și a avut întotdeauna. De multe ori, înainte de 1989, se spunea că Dobrogea nu are folclor. Noi vrem să arătăm contrariu. Noi vrem să arătăm că totuși are cântece, are jocuri, are ce arăta întregii țări și nu numai întregii țări. De aceea, Ansamblul Artistic Baladele Deltei al Primăriei Municipiului Tulcea v-a pregătit acest spectacol. Vă urăm vizionare plăcută!
Dragneșo cu Dobrogean, măi dorule, măi, că se joacă mărunțel, măi dorule, măi, ca pe la niculițel, măi dorule, măi. Zidii, voie și cipoi, se zice pe la noi, zisă să te petelecea, paralele. Când mă pric cu toatele joc, măi dorule, măi, și mă apucă de mijloc, măi dorule, măi, lumea toată e a mea, măi dorule, măi, și-n suflet de inima, măi dorule, măi, ții din cuie și cipoi, să zice pe la noi, zisă să te petelegea, paralele. Înălcuți și frumușel, măi dorule, măi, măi e la geampada, măi dorule, măi, dacă aș fi ori în luna, măi dorule, măi, ții din fuia și cipoi, se zice pe la noi, zisă să te petrelegea, paralele. Let's
Thank you.
Bine ați venit la audiențele noastre. Așa cum vă spuneam la începutul spectacolului, veți urmări ceva inedit, pentru că vă vom arăta și varietatea, nu numai de cântece și jocuri populare, ci și varietatea costumelor populare din această zonă etnofolclorică a României, Dobrogea, o zonă de altfel foarte bogată în tot ceea ce înseamnă cultura tradițională, cultura populară. Deci această varietate de costume pe care noi am reușit să o readucem pe scenă cu sprijinul Muzeului de Etnografie și Folclor. Îi invit alături de mine, în continuare, pe Elena Plătică, Costel Atanasov, Georgeta Nichifor și o invitată de onoare a ansamblului Baladele Deltei, o interpretă a cântecului armănesc, doamna Elena Corina Badea. Thank you.
dar acum că ești a mea, nimănui nu te voi da, și amândoi ne vom iubi, până vom împătrâni. Și ne vrem că te vom fi, dragoste nu va pieri, o vom ține până la moarte, numai ea ne poate sparge. Și te vrem că te vom fi, dragoste nu va pieri, o vom ține până la moarte, numai ea ne poate sparge. Veți nu ai o divrarea mea, fața dar nu mă ghii vruda mea. Guvernul altul dar asta adunai, ca fi oară în mine să-mi vedeai. N-avea îndreptul, n-ar cu smea lăsai, n-avea îndreptul, mine smea gășai. Lipsa de tine, dai m-amindu-i, aia mine pot avrarea ta. Ce nu ai o divrarea mea, fața dar nu mă ghii fruta mea. Cuvârnul altul dar astea adunai, ca fi oară în mine să-mi vedeai. Nu aveam dreptul, n-ar cu smea lăsai, nu aveam dreptul, mine smea gășai. Fixa de tine, dar m-am mindu-ia, la mine pot avrarea ta. Nu aveam dreptul, n-ar cu smea lăsai, nu aveam dreptul, mine smea gășai. Să-mi vezi cum o lipsiști, dar n-are nimeni. Pentru o gândire,
ai. Цветай, миграй, мака цена горшай. Colaborator al ansamblului artistic Baladele Deltei, cel care a fost ajutat de primăria municipiului Tulcea anul trecut și probabil anul acesta, sperăm că va fi așa, va reuși să scoată unul din cele două CD-uri pe care orchestra ansamblului artistic Baladele Deltei împreună cu dumnealui, așa cum am spus, cu sprijinul primăriei, le-a înregistrat. Îl invit în scenă din lumea satului Nord Dobrogean, pe Nicolae Panciu. Muzica
verde de secare, hai Dunărea mea. Bate vânt de primăvară, hai Dunărea mea. Frunză verde de secare, hai Dunărea mea. Bate vânt de primăvară, hai Dunărea mea. Bate și nu se oprește, hai Dunărea mea. Dorul mi-l călătorește, hai Dunărea mea. Facem-aș pasări în pământ, hai Dunărea mea. Să mă duc, băi, hai Dunărea mea. Facem-aș pasări în vânt, băi, hai Dunărea mea. Până la mândra să mă duc, băi, hai Dunărea mea. Tot pe Dunăre la vale, hai Dunărea mea. Până la marea cea mare, hai Dunărea mea. Hai Dunărea mea, să-l opresc când mi-e greu, măi, hai Dunărea mea. Când acolo-i dorul meu, măi, hai Dunărea mea, să-l opresc când mi-e greu, măi, hai Dunărea mea. Dorul de la leața mea, măi, hai Dunărea mea. Hai Dunărea mea. Dunărea și marea noastră, hai Dunărea mea. Ele pot să povestească, hai Dunărea mea. Dunărea și marea noastră, hai Dunărea mea. Ele pot să povestească, hai Dunărea mea. Dorul cel curat și drag, hai Dunărea mea. Se opresc la mândra bragului, hai Dunărea mea. La mândruța mea cea dragă, hai Dunărea. Nu-i trăi cu lumea.
ceartă-mă-i bădiță, că stau cu tine mereu seara la portiță. Și vecinii mi-au văzut, mă-i bădiță, cum mă țineai strâns în brațe și-mi dădeai duriță. Lasă-i măicuță, face pe părinții tăi, că au fost și ei odată cu noi ca și noi. Au iubit și-au fost cercați pe părinții lor, au uitat ce greu le-a fost fără ajutor. Și-mi zice de tine că ești băiat prea săracu și nu faci de mine. Dar eu nu vreau să o ascult, că n-are dreptate. Și tata a fost la fel și acum au de poate. Lasă-i măicuță-n pace pe părinții tăi, că au fost și ei odată bine ca și noi. Am iubit și-au fost șertați de părinții lor, au uitat ce greu le-a fost fără ajutor. Așa te iau și te duc acasă, acasă la mine. Te iubești și țin la tine, nu te las la altul. Și-o să facem domnul pe mare să vină tot satul. Să fim mereu împreună, să avem și copii, să ne fie viața toată mai bucurii. Atunci când iubești în viață și ai sănătate, o să faci bani și avere, o să faci de toate. Să fim mereu împreună, să avem și copii,
Vă mulțumim. Vreau să-mi permiteți să-l invit în scenă, lângă mine, pe domnul Constantin Hogea, primarul municipiului Tulcea, dacă este în sală cumva. Coordonatorul nostru de credit, în limbaj economic. Bună seara! Prin spectacolul oferit în această seară de ansamblu profesionist Baladele Teltei, împreună cu colaboratorii, spectacol intitulat Din Lada de Zestre a Dobrocei, rămânem de fapt consecvenți unei idei și unui demers la care noi tulcenii ținem foarte mult, și anume acela că vrem să dovedim o dată în plus, dacă mai era nevoie, că folclorul nord-dobrogean are valori inestimabile, valori, iată, atât de frumos reprezentate în această seară pe scena Teatrului Jean Bart de către acești artiști minunați pe care vă rog frumos să-i aplaudăm încă o dată. Este recunoscut că noi tulceni, așa cum am mai spus, iubim extrem de mult folclorul, ca dovadă că în Tulcea, și amintesc doar trei manifestări culturale notabile, în ordinea cronologică, este vorba de Festivalul Internațional al Păstoritului, care o parte are loc la Sarichiulul de Deal și odată la noi la Tulcea, o parte la Tulcea. Doi, este vorba de Festivalul Național de Interpretare Natalia Șervănescu, care anul acesta cred că a fi la a patra ediție, dacă nu mă înșel, a cincea, da? Și evident, Festivalul Internațional de Folclor pentru Copii, Peștișorul de Aur, care în fiecare an adună un număr de peste 25 de ansambluri din țară și mai ales din străinătate. Deci o dovadă în plus că noi chiar apreciem și iubim folclorul. De altfel, toți cei care sunt implicați în a sprijini folclorul autentic românesc merită tot respectul și tot sprijinul celor care până la urmă pot să o facă, și profit de ocazie ca să amintesc și să mulțumesc pentru prezența în sală a televiziunii Inedit, evident împreună cu patronul acestui post de televiziune, domnul Marin Cornea, și îi mulțumesc frumos pentru prezență. Aceleași cald de mulțumiri vreau să adresez și doamnei Emilia Bubulac, o prezență agreabilă și valoroasă. Domnia sa, salutăm doamna Bubulac. Domnia sa a fost prezentă la toate manifestările deținute în municipiul Tulcea. Mulțumim, domnul Cornea. Mulțumim. Și sperăm, nu, că în această seară v-am oferit un spectacol de folclor autentic. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor tulcenilor pentru prezență și evident, nu în ultimul rând, acestor artiști minunați și tuturor celor care s-au implicat în spectacolul din această seară și spectacolele care vor urma, și mulțumim speciale domnului Ștefan Coma. Este un moment inedit pentru această seară, dar extrem de onorant pentru mine. Iată, am privilegiu să acord o diplomă aniversară domnului Zaharia Mihail la împlinirea vârstei de 60 de ani pentru activitatea desfășurată ca slujitor și promotor al culturii populare tradiționale în cadrul ansamblului artistic Baladele Teltei. E o vârstă frumoasă pentru un bărbat, vă rog să-l aplaudați. Felicitări, maestre, încă o dată, să vă dea Dumnezeu multă sănătate, să fiți alături de noi. Mulțumesc și dumneavoastră, Dumnezeu să ne ajute pe toți. Doamne ajută, și până coboară domnul primar, vă rog să mai oferiți niște aplauze
pentru ca să le poată lua cei de la televiziune, deci și dumneavoastră. Puteți aprinde sala mai mult, dacă îi păsuri eu, domnul Nicu. Vom oferi și un premiu dacă cine date din palme mai tare. Și pe aplauzele dumneavoastră vreau să vă spun că mine seară va avea loc un alt spectacol.